Președintele Klaus Iohannis a revocat-o din funcție pe Laura Codruța Kövesi. Anunțul a venit de dimineață de la Palatul Cotroceni și a fost făcut la 30 de zile de la decizia Curții Constituționale care l-a obligat să ia această hotărâre. În urmă cu scurt timp și fosta șefa DNA a făcut declarații. A ieșit în fața camerelor înconjurate de procurori alături de care a lucrat și a avut și un mesaj către susținătorii ei. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat astăzi decretul de revocare a doamnei Laura Codruța Kövesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Am luat act de decretul de revocare din funcția de procuror șef al DNA. Începând de astăzi, nu voi mai lucra în Direcția Națională Anticorupție. Voi rămâne procuror. Am fost procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție timp de 5 ani. În ceea ce privește procedura de revocare a procurorului șef DNA, vă reamintesc că propunerea de revocare nu a întrunit condițiile prevăzute de lege. Consiliul Superior al Magistraturii a dat un aviz negativ. Decretul de revocare emis de președintele României lasă un mare semn de întrebare. Va exista o subordonare discreționară a procurorilor șefi față de Ministrul Justiției? Aș vrea să arăt că motivarea sugerează că procurorii ar putea fi în viitor subordonați Ministrului Justiției. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, consideră că România nu poate face pași înapoi de la statutul de țară în care domnește legea și în care supremația Constituției este respectată. Lupta împotriva corupției nu trebuie în niciun caz abandonată sau încetinită. Corupția afectează viața fiecărui cetățean și dezvoltarea României, indiferent de numele procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. Această instituție are obligația să-și continue activitatea în mod profesionist la cel mai înalt nivel de performanță. Aș dori să adresez un mesaj tuturor colegilor mei și, în egală măsură, tuturor procurorilor din Ministerul Public. Vă mulțumesc tuturor pentru curajul vostru, pentru profesionalism. Vă mulțumesc pentru rezistența și dârzenia de care ați dat dovadă în lupta cu infracționalitatea. Decizia de revocare a Laurei Codruța Kövesi a fost publicată deja în Monitorul Oficial. Colega mea Roxana Ciucă se află la DNA și ne spune acum cum a reacționat fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție la anunțul revocării. Roxana, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, Cosmin, bun găsit, doamnelor și domnilor. A ținut Laura Codruța Kövesi aici la sediul Direcției Naționale Anticorupție o declarație de presă, însoțită fiind de mai mulți colegi de-ai domniei sale. E drept că nu am văzut în spatele Laurei Codruța Kövesi și noi am văzut pe șefii de secții și am văzut câțiva procurori de ședință. De asemenea, am văzut mai multe persoane care au mai apărut în spațiul public în ultima perioadă. Dar pe procedură, Cosmin, Marius Iacob, adjunctul Laurei Codruța Kövesi, urmează și de fapt a intrat de astăzi în funcția de interimar al Direcției Naționale Anticorupție, până când, fiind procedură de, dacă vreți, de timp, se va alege noul șef al DNA. Așadar, Marius Iacob, pentru că Laura Codruța Kövesi a avut doi adjuncți, iar unul dintre ei este în concediu. Roxana, mulțumesc! Val de reacții în mediul politic după ce președintele a semnat decretul de demitere a Codruței Kövesi și liderii coaliției de guvernare susțin că aceasta era singura mișcare pe care o putea face Klaus Iohannis și acuză că timp de aproape o lună o decizie a Curții Constituționale a fost ignorată. Discuțiile despre o posibilă suspendare l-ar fi determinat pe președinte să ia hotărârea, spun cei din PSD. De partea cealaltă, opoziția acuză că îndepărtarea Codruței Kövesi a fost doar un joc politic menit să slăbească lupta anticorupție. După anunțul că decretul pentru revocarea din funcția procurorului șef al DNA a fost semnat, primii care au ieșit la declarații au fost reprezentanții coaliției de guvernare. Nu Iohannis a revocat-o astăzi pe Laura Codruța Kövesi, ci sistemul. Sistemul a făcut niște calcule. Niște calcule, așa cum am făcut și noi, legate de suspendare. Rămâne totuși un fapt fără precedent. Mai mult de o lună de zile, România a avut un președinte care a încălcat grav Constituția. Judecătorii constituționale au decis cu majoritate de voturi că președintele nu se poate opune hotărârii luate de Ministrul Justiției decât dacă aceasta încalcă legea. Deși nu toți actorii politici respectă aceste decizii,
președintele văd că a ales varianta corectă. Este istorie, doamna Chioveși, și va trebui să răspundă sau după caz să se apere. Este istorie începând de astăzi și ceea ce s-a întâmplat de vreo 12 ani de zile de când s-a creat acest tip special de justiție paralelă. Chiar dacă nu a ieșit personal să anunțe semnarea decretului, sociologii spun că președintele va avea de pierdut în sondaje. Domnul președinte o să aibă o problemă acum cu propriul electorat, cu toate că domnia sa a luat decizia corectă. Este sigur că va pierde o parte a electoratului. Din partea opoziției, semnalul este altul. S-a încălcat legea prin îndepărtarea din funcție a Codruței Chioveși. CCR-ul și-a depășit mandatul și-a adăugat la Constituție în momentul în care a decis să-l transforme pe președinte într-un simplu notar, dacă vreți, care ia la cunoștință decizia Ministrului Justiției privind revocarea procurorului șef. Ăsta este un lucru foarte grav pentru ordinea constituțională în România. Președintele Klaus Iohannis a respectat Constituția. Nu scrie nicăieri, nici în decizia Curții Constituționale, nici în Constituție, că trebuie într-o zi sau în 30. Până la numirea unui nou procuror șef, Marius Iacob va îndeplini atribuțiile de conducere a Direcției Naționale Anticorupție. Astăzi, reprezentanții PSD și ALDE ar fi trebuit să anunțe dacă încep sau nu procedura suspendării președintelui Iohannis. Colega mea, Andreea Dumitrache, se află la Cotroceni și ne spune dacă aceasta mai este sau nu o opțiune luată în calcul de coaliția de guvernare. Andreea, bună ziua! Bună ziua! Deocamdată nu există o decizie oficială a celor din coaliția de la guvernare, însă vom vedea ce vor spune președinții PSD și președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Deocamdată o singură voce s-a pronunțat pe acest subiect. Florin Iordache, vicepreședinte PSD, spunea că în acest moment nu ar mai fi cazul pentru o suspendare, pentru că președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare din funcție pentru Laura Codruța Chioveși. Însă, în interior coaliției sunt și voci care spun că semnarea decretului a venit mult prea târziu. Astăzi s-ar fi împlinit 32 de zile de la motivarea curții și atunci președintele poate fi suspendat. Așadar, în acest moment așteptăm o ședință a coaliției și să vedem ce vor decide aceștia pe subiect.